Virozele fac ravagi. În România, zeci de mii de oameni s-au prezentat la unitățile de primiri urgență și la camerele de gardă ale spitalelor cu forme diverse de gripă sau viroză. Ce mai mare problemă se înregistrează în spitalele de pediatrie, care sunt sufocate de numărul ridicat de pacienți. Medicii susțin că sunt din ce în ce mai puține paturi libere pentru copiii care au nevoie urgentă de internare. Suntem în plin sezon de infecții respiratorii. S-a întâmplat și în anii din, uh, dinainte de pandemie. Se întâmplă, de fapt, destul de des. Sute de pacienți ajung zilnic în camerele de gardă cu probleme respiratorii și febră. Dintre aceștia, cei mai mulți sunt copii. Printre principalele cauze se numără interacțiunile frecvente dintre cei mici, precum și diferențele mari de temperatură de la o zi la alta, care pot afecta sistemul imunitar. Cei mici se infectează des pentru că interacționează mult și, până la urmă, e o situație care se întâmplă de fiecare dată. Dar să știți că și adulții pot face în aceeași măsură gripă sau altă infecție respiratorie, iar cei care au o anumită vârstă sau boli cronice din păcate ajung cu complicații și au nevoie de internare. Spitalele din România funcționează la capacitate maximă în această perioadă, iar medicii sunt supra-solicitați de valul interminabil de viroze. Aceștia trag un semnal de alarmă în legătură cu scepticismul oamenilor față de vaccinare și subliniază că și aceasta e o cauza a numărului ridicat de viroze, gripe sau chiar bronșite și pneumonii. Toate spitalele în momentul de față tratează mulți pacienți care au infecții respiratorii. Și am ajuns în situația asta pentru că nu avem o protecție suficientă prin vaccinare. Dar la Institutul Matei Balș s-au prezentat în ultimele 24 de ore sute de pacienți cu infecții grave, iar o bună parte dintre aceștia au avut nevoie de internare. Avem peste 200 de pacienți care se prezintă în 24 de ore la camera de gardă. Și de aici cam 20% cel puțin înseamnă pacienți care au nevoie să fie internați.